600 de metri, la sensul giratului, urmați a treia ieșire și rămâneți pe ZB668. Bună seara! Hai să vă arăt un pic cum funcționează sistemul PPC de la ZF sau cine îl face, Mercedes, habar n-am. Deci acum uitați, picioarele mele sunt nus pe pedale. Vine un giratoriu. Mașina este setată la 85 la oră să meargă. Dar vede că avem un giratoriu în față și încetinește automat până la 28 la oră, cred. 30 chiar arată aici în bord. Deci picioarele mele nu... Ieșiți din sensul giratoriu pe ZB668. Nu fac nimic. Continuați pe ZB668 încă un kilometru și jumătate. Acum accelerează. Deci cam asta face sistemul ăsta PPC și cu modul intraurban activat. Mai avem un kilometru 200 până la următorul giratoriu, să vedem acolo. Avem 80 la oră, normal ținea și limitele de viteză, văd că acum nu, noaptea nu respectă. Da? Deci mai e, sunt 700 de metri până la giratoriu, avem 80 la oră. Uite, deja a apărut. Dacă vedeți acolo, arată că mai avem 400 și ceva de metri până la giratoriu și viteza cu care el va intra în giratoriu, adică 25 de km la oră. Deja a pus retarderul și acum încetinim. Încetinește singur, de fapt. Deci, uitați, pedalele sunt acolo, piciorul meu e aici. Deci eu nu ating nimic. Da? Da, și giratorii în față. Bine, sunt giratorii mari, na. Facem cu Google Maps. Ieșiți din sensul giratoriu pe ZB668. Continuați pe ZB668 încă un kilometru. Deci am ieșit din giratoriu, el accelerează din nou. Deci practic nu folosești decât volanul. Da? Cam așa se văd oglinzile noaptea. Oglinzile digitale. Nu știu dacă se vede și în partea cealaltă. Iar ne apropiem de giratoriu. Acum văd că o să încetinească. O să încetinească până la 28 de km la oră. Cam așa intră, 25, 28, 22. Nu știu de ori știe cât cum sunt giratorile, n-am idee de unde face el toate treburile astea. Încetinește. S-a prins retarderul acolo. Are retarder hidraulic 5 trepte. Hidraulic. Da, parcă hidraulic, nu știu. Aici unde e un pic de lumină, să vedem cum se vede oglinda. Ia uitați. Că toată lumea mă întreabă, toți colegii, cum se vede, cum și cum te obișnuiești cu așa ceva. Continuați pe ZB668 încă un kilometru. Iar accelerăm. Până ajungem la giratorul celălalt, să spun un pic despre oglinzi. Aici avem 4 linii. Nu știu de ce s-a întrerupt. S-a oprit înregistrarea. Iar încetinim aici la... Bine, încetinește singur la giratoriu. De-aia ziceam de oglinzile astea. Deci avem aici 4 linii. Cea albastră o poți seta de aici din butoane din ușe. Unde vrei, adică unde consideri tu că se termină camionul. Prima linie galbenă de jos în sus reprezintă undeva la 50 de metri în spatele tău, a doua 100 de metri, iar a treia undeva peste 150. Atunci când semnalizezi stânga, se prelungesc, la fel și în dreapta, când semnalizezi dreapta, mai apare acolo un cadru.
ca să te ajute să te încadrezi. Sunt destul de comode, noaptea bune, da. Peste 600 de metri, la sensul giratoriu, urmați a treia ieșire și rămâneți pe SB668. Deci el deja știe că vine giratoriu. Dar la pedale nu acționează nimeni, picioarele mele stau departe. Eu țin doar de volan. Și el încetinește singur, da? Vine giratoriu. Sunt undeva, cred că am ajuns la localitatea Crema. Sau am trecut de ea, habar n-am. Mă duc undeva pe la Lodi, descarc luni. Acum e sâmbătă, de Crema, 20 de kilometri. N-am ajuns. Deci, descarc luni iaurt, încărcat la București, aici, iaurt Danone, după care o să încarc pentru Barcelona, Llobregat. Rămâneți pe partea stângă pentru a continua. Asta tot luni. SB 235. Deci cam asta e cu... Continuați pe SB 235 încă 16 km. Cam asta e și cu oglinzile și cu sistemul ăsta intraurban de la BPC. Sunt mai multe camioane echipate cu sistemele astea. Cred că sistemul are de fapt cutia de viteză care e făcută de ZF. Știți că ZF sunt cei care fac cutii de viteză și pentru mașini mici, cam tot ce înseamnă cutie automat. Deci cam asta e. Lăsați în comentarii cum vedeți voi situația asta în care mașina merge singură, adică tu nu prea faci mare lucru. La revedere!